Se asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul! Vrem să ne oprim și să examinăm omul așa cum a fost creat de Dumnezeu pentru a avea în lumina scripturilor o anatomie spirituală. Vom privi asupra ochilor cei care privesc și apoi asupra altor organe și altor aspecte legate de viața umană, în mod special de viața creștină. În trupul uman toate organele sunt indispensabile pentru o viață normală. Și Apostolul Pavel, comparând relațiile din biserică prin prisma trupului și a unităților, a necesităților, scrie în 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 14, Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup nu este pentru aceasta din trup, dacă urechi ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și sub o altă privire, scrie de la versetul 21, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Asta pentru că ochii și capul sunt foarte importanți. Uitându-ne și la cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 34, observăm importanța luminii a ochilor. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ochii slujesc atât pentru a ne putea raporta la natura aceasta, luminată de Dumnezeu, la a vedea, să atingem, să umblăm. De aceea, scriitorul Psalmului 19 face o comparație și zice despre cuvânt în versetul 105, că el este ca o candelă, după cum noaptea, o sursă de lumină poate să te lumineze, să-ți arate ce drum să alegi, cum să înaintezi. Dar totodată ochii și lumina au o valoare pentru minte. Omul citește prin ochi, receptează fenomenele, realitățile din jur. Și în ideea aceasta, înțeleptul scrie în Cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 24, Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Lumina, atât în rolul ei fizic, cât și în relația cu Spiritul, joacă un rol determinant în viață. Vom privi, într-o primă parte, la funcțiile ochilor, la ceea ce se poate vedea cu ei, la ceea ce trebuie văzut și la ceea ce, din nefericire, ca și oameni păcătoși, putem lua parte prin vedere, dar nu este indicat. Și întrucât ochii sunt numiți de înțelept pe care l-am pomenit, ca cei ce se uită pe ferestre, am împărțit această primă parte în două subcapitole, prin care primul este ochii, o fereastră către natură. Ar fi suficient să facem un exercițiu simplu, să închidem ochii și n-am mai zări nici fras, nici suror, nu ne-am mai vedea casa, n-am mai vedea cerul, norii și toate celelalte fenomene naturale prin ochi noi vedem cosmosul creat de Dumnezeu în toată complexitatea și frumusețea sa. Scriptura spune că este o plăcere să vezi. Dacă este scris în Scriptură că ochii Domnului privesc, raportat la statutul lui, Dumnezeu ne-a dat și nouă harul să privim, să observăm, să admirăm. Iată ce spune în întâia cartea Scripturilor, capitolul 1, versetul 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. imaginați vă trecândul trecându-l în revistă. Și iată că erau foarte bune. Orice om trebuie să privească natura creată de Dumnezeu și să constate că e foarte bună. Dacă au apărut de reglări apropo de modificările climaterice de care se face caz în vremea noastră, astea țin de starea de păcat a omului și de efectele sale necontrolate, deși sub supremația lui Dumnezeu în natură. Pe aceeași pagină scrie în capitolul 2, versetul 9, că Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi Și prima lor caracteristică era plăcuți la vedere. Că înainte de a gusta din ceva, de a atinge, să vezi cât este de catifelat sau de aspru, admir cu ochi. Dumnezeu a creat pomi, ca să nu mai spun de flori, plăcuți la vedere. Lui Dumnezeu îi place să vadă frumosul, un frumos în conceptul său, în creația sa, care trebuie observat și apreciat de noi după capacitatea noastră. Înțeleptul scria și el în cartea Eclesiastul, capitolul 1, și apoi citim și din 11, că omul este într-o sete de observare, de vizionare a naturii. 1 cu 8. Toate lucrurile sunt în o necurmată frământare așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și alături de el și pe aproape urechea nu obosește auzind. Să-l duci pe un om să-i arați să-l porți în istorie arătându-i un muzeu, să-l porți în prezent arătându-i niște amenajări sau natura, sau chiar în viitor arătându-i un plan, un proiect. Este o plăcere pentru ochi să vadă. Și în 11 cu 7 este scris, dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Nu să te uiți la soare, că lăcrimezi. Dar să vadă ceea ce este sub efectul și impactul soarelui. Doar somnul ne dă câte o pauză. Atunci când oboseala face ca și ochii, să-și ceară dreptul de repaus până își revin. Amintiți-vă de ucenici a căror ochi erau îngreunați de somn și este un fenomen de fiecare zi, de fiecare seară, nu mai trebuie să aduc referințe biblice și argumentări speciale. Sau sunt situații când unii oameni s-au născut orbi, ucenicii care au întrebat în fața unei asemenea situații în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, când ei și Isus au văzut pe un orb din naștere, Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Să coteau că doar păcatul cuiva poate să priveze pe om, să-l lipsească de acest har minunat al vederii. Domnul a dat explicațiile necesare acolo. S-a arătat prin acel orb slava lui Dumnezeu. Dar sunt alte situații. De exemplu, ca cel al lui Samson, despre care este scris în Cartea Judecător, capitolul 16, că în urma nevegherii sale, filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au pocorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă, el învârtea la râșniță în temniță, de bună seamă, fără anestezie și fără prea multă aliefie. Soarta lui a împărtășit-o mai târziu și ultimul rege al lui Iuda, Zedechia, care a avut o ultimă priveliște atât de dureroasă. Fiii lui au fost omorâți sub ochii lui și apoi au fost scoși ochii în Scriptura în Cartea a doua Împăraților, capitolul 25. Mai sunt și situații când, datorită vârstei, oamenii au nevoie de ochelari și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că trăim într-o vreme când se fac ochelari. Nu întotdeauna în istoria umană oamenii au avut ochelari, de aceea în Biblie scrie despre mulți bătrâni care nu mai vedeau datorită bătrâneții. Desigur, nu erau operații să le curețe ochii, să facă transplant, de deci, știu eu ce, cornei, retină și așa mai departe. Trăim într-o vreme în care suntem ajutați datorită avansului medicinii. Nu mai vedem bine? Ne corectăm numărul la ochelar și iarăși vedem. Și se întâmplă? La unii, la vreo 40 ceva de ani, iau ochelar și în jur de 80, dacă îi ține domnul, sau spre 90, le revine vedere să nu uităm așadar și să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat ochi să vedem natura aceasta frumoasă. Să nu vi se pară că am insistat. Dacă soția ta ar face un lucru frumos sau soțul și își cheamă partenerul, vino să vezi ce am făcut. Ți-ar place să arunce privirea așa, doar într-o fracțiune de secundă, să cu spate, să meargă mai departe. Poate și dacă nu știe să aprecieze tehnic ce s-a întâmplat acolo și să observe detalii, să păstreze măcar câteva secunde ochii și să, să vadă ceea ce s-a făcut. Să admirăm și noi Creația. Când sușirile lui Dumnezeu se văd în ea și să-l proslăvim că a creat un univers atât de minunat, slăviți fie numele. Este necesar, privind la natură, să și gândim. Să nu privim cu indiferență, uită-te cu atenție. Sunt foarte multe expresii în scripturi de genul, și-a ridicat ochii și-a văzut. Că uneori trecem pe lângă multe lucruri și rămân neobservat. Ridicăți, ochii, uită-te. Iată pe împărăteasa din Seba cu un ochi foarte atent, în cartea 1 a împăraților, capitolul 10. A străbătut sute de kilometri de deșert, cu o caravană de cămile, nu cu un avion ca în prezent. Fiindcă auzise, dar nu văzuse nimic și-a vrut să vadă este scris aici de la versetul 4, împărăteasa din Seva a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainile celor ce îi slujeau și paharnicii lui și arde tot pe care le duceau în casa Domnului. Uimit a zis împăratului, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai mult înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. S-a uitat cu atenție, imaginați-vă că vine cineva din altă parte, a auzit de noi, de familia noastră, se uită atenți cum arată mașina, casa, haine, tacâmuri, tot cum se servește, Oamenii unor fac observații foarte pertinente și la care nu ne așteptăm să fi privit. Este foarte important să ne uităm cu atenție și nu uitați că înțeleptul are ochii în cap. Asta și la propriu și la figurat este valabil. În cartea Deuteronom, capitolul 22, este o sesizare pentru privire. Dacă vezi rătăcindu-se bou sau oaia fratelui tău, să nu le ocolești. Și să le aduci la fratele tău. Iar Mântuitorul spunea în Luca 10 despre un preot care a văzut, Levitul a văzut și cu atât a rămas. Să acționezi în urma ceea ce vezi. Îl vezi pe fratele tău că e pe dreapta, în pană, de combustibil sau la o roată. Dar nu te uiți atent să vezi. Oare nu cumva în bagajul o canistră să-l poți rezolva? Cel puțin, uneori să încerci să vadă el că ai vrut să faci ceva. Uneori suntem însărcinați să mergem să vedem ce se întâmplă acolo. Și privirea ne implică într-o slujire, în dragoste de frați, într-o grijă. Iacov a spus în Genesa 37 către fiul său Iosif, în versetul 14, du-te, rog te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Probabil ca unii care de o viață erau ciobani, cum au zis ei către faraon mai târziu, Iacov s-a aștepta ca Iosif să se uite la frații săi, să vadă dacă arată bine, să vadă dacă oile se țin toate de turmă, dacă nu sunt probleme, poate le cunoșteau bolile. Să facă observații, să se uite cu atenție. Vă mai provoc la o privire în sus, dar în sens fizic. Potrivit cu ceea ce este scris în Cartea Isaia, capitolul 40, versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șiroștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume așa de mare puterea ștăria lui, că una nu lipsește. Nu-i corect, dragii mei, să fim mai degrabă interesanți de un concurs de mașini, sau știu eu, deloc nu-i de dorit de o întrecere sportivă, și să nu ieși așa seara, măcar o dată la câțiva ani, că nu o poți face în fiecare seară, și să admiri, în funcție de anotim, de mișcările astrelor, creația lui Dumnezeu. Vă place să priviți stelele? Ei, dacă ar fi tot nor așa vreo două săptămâni ca la Apostolul Pavel la furtună, să vezi ce drag ne-ar fi soarele, să ne uităm la el. Să nu vi se pară că asta nu e o lecție spirituală. Știți când a venit Dumnezeu în Iov de la capitolul 38, cum l-a provocat pe Iov să se uite. Uite-te Iov la ploaie, admiră zăpada, uite-te la creație. Dumnezeu are un univers imens. Acum îl vedem cât se vede. Unii mai au harul să privească cu telescopul, ăștia cât sunt, câțiva pe glob. Tragem nădejde că într-o zi vom vedea mai de aproape, poate chiar în totalitate, nu știu, cosmosul acesta e interesant. Deci aici pe pământ sau în marele cosmos sunt multe lucruri de văzut care te pot provoca să-i slujești lui Dumnezeu mai bine, să slujești frații mai bine. Unele lucruri nu le observăm că nu ne uităm bine. Hai să vă dau două referințe Genesa 21 și 22. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea priceperea, să vedem tot ce e de văzut. Aici Agar era fugită cu Ismael, ca o mamă se gândea, copilul moare, bolnav, setos. Și scrie în versetul 18, și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. Mie nu vine, crede că atunci a țâșnit izvorul acela. Nu l-a sesizat. Sau chiar dacă ar spune cineva, nu, Dumnezeu a făcut atunci să curgă apă, întorc pagina, și în versetul 13, la capitolul 22, scrie doar atât. Avram a ridicat ochii, adică s-a uitat în altă parte și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarne într-un tufiș. Nu vi s-a întâmplat sau auziți expresia, poate numai în zona noastră se spunea, că-ți fac valochii. Cauzi după o piesă, nu dai de în atelier la tine. Te uiți într-o anumită zonă perimetrată și nu găsești ce trebuie. Este un har să-ți deschide Dumnezeu ochii și să te poți uita cu atenție să vezi ceea ce trebuie văzut. Trec la altceva ce trebuie văzut și admirat privit cu atenție și să nu vi se pară nici aceasta ceva deplasat. Admire frumusețea partenerului tău, privește-l cu drag. Vedeți, când stăm de vorbă cu vreo altă persoană, nu uităm unul în ochii celuilalt. Dar la partenerul tău te poți uita cu ochii fixați și cu o privire îndelungată. Toată viața. Să-ți fie plăcut și atunci nu ți se vor uita ochii după alte femei sau după alte imagini. Iată ce este scris în cartea Cântarea Cântărilor, de la 4 cu 1 până la 3 și apoi versetul 7. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță, sub măhrama ta, părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare toate cu geme și niciuna din ele nu este stear. Buzele tale sunt ca un fir de cărmâs și gura este drăguță, obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Și versetul 7, ești frumoasă de tot iubitor și n-ai niciun cusur. Evident că asta nu se declară în public decât în anumite limite. Trebuie să ne păstrăm decența. Dar dacă nici acasă nu-ți apreciezi partenerul și îi vei spune că ochii sunt ca alulea și știu eu părul este sau nu mai este, și ce o să întâmple dincolo de ochi în minte dacă nu ne vedem cu drag partenerul care trebuie îmbrățișat și iubit ca pe trupul nostru. Încă ceva ce trebuie privit cu ochii. Mai mult, chiar decât toate de până acum. Mai mult decât natura, mai mult decât nevasta. Deschidem la psalmul 19 și citim de la versetul 7. Priviți legea Domnului. Citiți scripturile. Vă plac versetele? din Biblie. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui unii știutor. Orânduierile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai deprez decât taurul, decât mult taur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Să te uiți la Biblie cu un gust mai plăcut decât mă admir pietrele prețioase, așa scrie și în psalmul 119, în versetele 15 și 18. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Ea nu pune Biblia sub ochi, să vezi câte vei gândi la ea. Dar citind, uitându-te în text, ce vrea să spună? Vei începe să gândești la Scripturi. deschide ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Că uneori chiar literal vorbim, te uiți după câte o expresie și nu o zărești. Și știi că e pe acolo prin proverbe, că așa cum seamănă versetele, se reține mai greu capitolul. Dar pe aici, pe pagina asta. Dacă o să citești mult, o să vezi că ți se deschid mai ușor ochii. Și așa găsești versetele, dar dacă nu, cauți după cărți. De cum după capitole sau versete și dai greu de ele. Citiți scripturile, că trăim într-o vreme în care avem cărți și știm carte, că har Domnului tipar este libertate de asemenea, ochelar sunt, școală avem că să citim, privind la cosmos, la ceea ce se poate vedea cu ochiul fizic, amintesc că există posibilitatea unor vederi neobișnuite, lucruri care nu le vede oricine și care nu pot fi zărite în fiecare zi. Unii oameni au avut harul să vadă minuni în natură, să vadă apele cum se potolesc, Ba chiar mai mult, să le vadă cum se așează ca un zid și alte, și alte fenomene din natură sau vindecări. Evreii au fost favorizați față de alte națiuni și au văzut multe minuni. Iată ce este scris în Cartea Deuteronom, capitolul 4, versetul 34. A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte? cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a fost cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri. ele văzuseră. Poate noi numai la un accident sau la o evitare a unui accident, dacă am fost martori, imediat spunem, eu am fost acolo, am fost primul, am ajuns înaintea poliției și a fost așa și așa. Evreii aveau multe de povestit și Dumnezeu le-a spus să le relateze copiilor lor. Tot din cite citește și din capitolul 7, versetul 19. Aduți aminte dacă ți le-au văzut ochii, păstrează-le în minte. De marele încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Nu uitați, dragii mei, ce va arăta Domnul. Poate la alții nu le-a arătat. Cei care au văzut minuni sau unii oameni au văzut îngeri. Unii pot să relateze în mod fizic. Unii ori au fost confundați cu oameni. Cu ochii aceștia. Mi s-a părut... Interesant, din multele imagini de îngeri din Scripturi, cea din 1 Cronici, capitolul 21, când după numărătoarea poporului făcută de David prin ispitire, când Domnul a trimis un înger ca să lovească pe Israel după una din cele trei urgii alese de David, scrie aici în versetul 16 că David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer. Nu a fost o vedenie. Să o vadă doar cu Spiritului. L-a văzut cu sabia întinsă. Dar ce mi se pare interesant, întoarceți pagina, scrie în versetul 20, Ornan s-a întors, în vorba de un om din trei ebusiți, și-a văzut îngerul. Și cei patru fii al lui s-au ascuns împreună cu el, trei era greul atunci. Au fost șocați să vadă într-un moment de încercare în țară, un înger venit să execute o pedeapsă, o disciplinare divină. Dar cred că cea mai înălțătoare stare ce poate fi atinsă prin percepția vederii este slava lui Dumnezeu. În Cartea Numer, capitolul 14, se face referire la evrei care au avut parte, de o parte a slavei lui Dumnezeu. Au văzut imaginea Sinaiului, înțesată, aș spune, de îngeri și de prezența divină. Numer 14 de la versetul 21, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava mea va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori, acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților că le-o voi da și anume toți cei ce m-au însocotit, nu vor vedea. Dureros. Să vezi slava lui Dumnezeu, să nu vezi Canaan. Dragii mei, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cât am văzut, să fim recunoscători că vedem și să ne dăjduim. Trecem la cel de-al doilea subcapitol. Ochii o fereastră către lume, dar nu către natură, către cosmos, cum spun grecii, ci către aion, adică o privire spre lumea, spre sistemul și imaginile aduse de diavolul ca o umbră peste lumina lui Dumnezeu. Prin ispitire, și prin păcat ochii omului s-au deschis înspre bine și rău. S-a produs ceva ca un fenomen care a avut și un efect fizic. Să citim din Genesa 3 de la 5 la 7. Mai întâi, în versetul 5, avem cuvintele diavolului. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Știa și diavolul că se va întâmpla ceva cu ființa umană. Și veți fi Dumnezeu, cunoscând binele și răul, aici este și minciună. Femeia a văzut că pomerea bun de mâncat și plăcut de privit. Și iată că dintr-o dată peste acea plăcere inițială s-a mai turnat un alt fond, s-a instalat o stare de păcat, de degradare. Și a văzut pomii nu doar prin a admira, ci sub o tentație a ispitei. A luat deși din rodul lui și a mâncat. Și a dat și bărbatul ei care lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi au cunoscut că erau goi și au simțit nevoia să se acopere. Deci s-a produs o schimbare. Și de atunci și până astăzi și până va veni Domnul să ne transforme, noi suportăm această modificare și trebuie să facem în fața acestei provocări de a privi unde nu trebuie privit, să ne dăm seama ce înseamnă o privire a omului păcătos, ce se întâmplă, cum se produc aceste fenomene, ispitire prin vizualizare și cum se ajunge la păcat. Ba chiar mai mult decât atât. Este o iluzie optică. Diavolul a reușit în timp să facă din frumos urât și urâtul se prezinte ca ceva frumos. Să vă citesc din Scriptură ceea ce scrie în Cartea Osea, capitolul 9, versetul 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tiroadele roadele unui smochin de primăvară. Dar ei s-au dus la bal pe or, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. Cum au ajuns evrei să iubească ceva scârbos, ceva urât? Au fost seduși de diavol. Pentru că, uitați-vă în vremea noastră, sunt lucruri care nouă ca și credincioși ne par efectiv urâte, josnici, neplăcute. Alții le admiră, le savorează. De exemplu, nu ne plac să vedem oamenii, bineînțeles, îmbrăcați, dar cu o față naturală lăsată de Dumnezeu. Oamenilor nu le place cum sunt. Se vopsesc în nu știu câte feluri, își fac tatuaj, își pun fel și fel de obiecte metalice. Noi când ne uităm la un asemenea om, care are găurită sau, aș putea spune, spartă urechea în 10 locuri. Și nu ni se pare deloc frumos. La unul care este tuns, mai urea, dar altora le se pare frumos. Așa cum a zis în paratul David despre cei înjoșiți de Hanun. rămâneți acolo până vă refaceți. În halul ăsta sunteți de pomeni dacă veniți în Israel. Citez și din cartea Ezechiel, capitolul 20, versetul 28, unde scrie despre înălțim, despre locurile unde oamenii au început să aprecieze urâtul și să-l declare frumos prin idolatrie. Și anume, când i-am dus în țara în care jurase încă le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii sub orice deal înalt și spre orice cofac stupos acolo și-au adus jerfele, acolo și-au adus darul de mâncare și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jerfele de băutură. loc să admire natura așa cum este, au făcut chipuri cioplite din lemn sau din alte materiale și le s-au părut interesante. Dacă vă uitați în idolatrie, făcând apel la istorie, oamenii nici măcar acei idoli nu i-au făcut frumoși. i-au făcut un fel și fel de combinații între femei și animale, între reptile și viețuitoarele terestre. Nu avem nici date suficiente despre dimensiuni. Și tot în Ezechiel, citesc din capitolul 33, versetul 25, unde din nou este suspectată și condamnată privirea spre idoli. De aceea spune -le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi mâncați carne cu sânge și ridicați ochii spre idolii voștri și vărsați sânge. Și voi să stăpâniți țara. Deci Dumnezeu a fost devoit să-i scoată afară, să-i deporteze. Pentru că au nimicit frumosul înlocuindu-l cu ceea ce era urât. Revenind la o imagine umană, am putea spune că mai există un alt urât care pare frumos și invers, potrivit cu ce e scris în Proverbe 11. Adică oamenii au ajuns să admire Dor ceea ce ține de partea fizică, neglijând partea spirituală. Și văd cu ochii dor ceea ce ține de trup. Femeia frumoasă și fără minte este ca un el de aur pus în râtul unui porc. O femeie, de exemplu, care este fără minte, care este imorală, care nu este corectă, ce frumusețe este aceasta, care trădează la 5 minute. Și pe acest principiu al sesizării doar a frumuseții fizice s-au ghidat de-a lungul istoriei căsătoriile. Începând cu Genesa 6 cu 2, diferit față de Genesa 2, unde Dumnezeu a făcut pe Eva să se potrivească. Aici este scris, fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oameni erau frumoase. Ce frumoase cât vreme erau păcătoase. Și uneori mai întâlnim chiar dintre tineri credincioși, care spun, dar nu e o fată bună. Da, mă, dar e frumoasă, ai ochelare, falși. Schimbă-ți imaginea asta. Pe baza frumosului, oamenii nu mai țin cont nici de faptul că cineva e căsătorit sau nu e căsătorit. Uitați-vă cum se uită astăzi oamenii după femei și după stări păcătoase. Și astea sunt vechi, mă că uneori sunt acerbate, sunt duse la culme. Scrie în Genesa 12, versetul 14, fapt pentru care bietul Avram și atunci a trebuit să ia niște măsuri. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Ei nu s-au gândit că e altuia, că e din alt neam, e foarte frumos. Slujbașii cei mai de frunte lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Deci discuții din astea între bărbații firești, femeie frumoasă, adică atrași doar de ceea ce izbește. O privire mărginită. Și femeia a fost adusă la casa lui Faraon. Bietul Faraon n-a rezistat la vorbele lor. Păi, e frumos, aduceți-o. La fel s-a întâmplat cu mulți alții. Sunt trecute căsătorii în Biblie, nu le pomenim că nu sunt exemple bune. Așa a fost luată și o fată, așa a fost luat și un alt băiat al lui Iacov, s a luat el. De aceea trebuie să știm că întrucât noi suntem oameni în carne și oase, veniți din lume, care putem fi spitiți de diavolul, sunt priviri interzise. Lucruri, locuri, ființe la care nu trebuie să privești. Iată ce scrie în Genesa capitolul 9 despre trei fii. Doi sunt un exemplu de urmat. Versetele 22 și 23. Ham a văzut goliciunea tatălui său într-un moment de beție și a spus celor doi frați ai lui afară. Eu nu știu exact sub ce tentație a spus-o, dar a suportat blestemul tatălui său după aceea. Atunci Sem și Afet au luat manta, au pus-o pe umeri, au mers de a și au acoperit goleciunea lor, fiindcă fețele erau întoarse înapoi, n-au văzut goleciunea tatălui lor. Pentru ochi, nu este respect, nu este normal. Ca să nu mai spunem de ceea ce scrie în cartea Levetic, capitolul 18, unde este scris de la versetul 6. Să fie atent la rudenii și în traducerea noastră, ce să nu-i descoperi goliciunea. Adică ei să înțeleagă trebuie să umble îmbrăcați și dacă în vreo situație ai ocazia, în ghilimele spus, să-i privești, să-ți întorci fața cum au făcut fiului lui noi. Dar lumea noastră este plină și culminează cu internetul, cu imagini de trupuri dezvelite. Acestea sunt interzise în familie pentru a ține păcatul departe de casă dar nu sunt recomandate nicăieri. Și Dumnezeu să ne ajute să închidem ochii și să întoarcem privirea, ca să nu purtăm în mintea noastră astfel de imagini vinovate. Copii tineri și chiar oameni în vârstă, feriți-vă de așa ceva. Nu este recomandat să spună cineva, frate, eu sunt tare, eu n-am probleme. Vezi că și împăratul David, când a văzut pe o femeie făcând baie, a fost ispitit și s-a stârnit un mare păcat și multă stricăciune. Nu uita că este o lipsă de respect și dacă nu s-ar ajunge la curvie. Nu este plăcut nici să privim la stări cum ar fi feriți-vă copiii de filme de groază, de scene care pot să fie prezentate sub o formă sau alta ca și suport. Feriți-vă totalmente de așa ceva. Mântuitorul a spus, și asta putem citi din Marcu 9 cu 47 și chiar dacă înțelesul este mai vast, rămână și în această privință ceea ce scrie aici. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l! Pentru că mai bine ar fi cineva orb decât ochiul să-i fie atras de păcat și să tragă totul bunghenă. N-ar fi mai indicat? Da, ne putem noi închide ochii, putem noi să ne înfrânăm, să ne abținem. În fața acestor stări, robul Domnului trebuie să devină orb, să facă un legământ cu ochii Așa cum scrie Iov în Cartea Sa, capitolul 31, versetul 1: Făcusem un legământ cu ochii mei. Dacă nu l-am făcut, să-l facem sau să-l înnoim astăzi și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. s Să căsătorit, trecuse se poate și de vârsta tinereții, dar chiar tânăr să fii, nu este normal, aflându-te la volan, să te oprești să privești o femeie. Diavolul va profita de acea oprire să-ți ispitească mintea. Feriți-vă și de imagini inscripționate sau, cum am spus, sub orice suport ar fi prezentate ele. Versetul din Isaia este bun și binevenit, așa cum este scris în capitolul 33, de la versetul 14, se vorbește despre evrei, putem lua pentru noi credincioși. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, nu în Babilon. Un tremur a apucat pe cei legiți, care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Și acesta e Domnul. Cine din noi va putea să rămână în niște flăcări veșnice? Cel ce umblă neprihănire și vorbește fără vicleșu, cel ce ne socotește un câștig stors prin stoarcere, cel ce își trage mâini înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă orechea ca să n cuvinte cuvinte toase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Nu vreau să am o asemenea imagine, nu doresc să văd. Dar ispita e mare uneori, Dumnezeu să ne dea putere. Ochiul detestă starea de spiritualitate, Ochii au și eu o conotație mai spirituală, ci vizează credința. Să rămânem cel puțin cu două idei. Admirați natura și slăviți-l pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a fost dat să vedem ochilor. Și în al doilea rând, ori de câte ori ne-ar provoca Satana cu albumele lui, închidiți ochii, nu discutați cu el. Refuzați să priviți. Nu sunt pentru noi imaginile stricăciunii. Până când vom scăpa de această vedere. Propulsată de păcat și de natura noastră coruptă, și din nou vom putea privi în jur, și nu va mai fi decât frumusețe peste tot. Nu îți va mai putea arăta nimeni păcatul, și nu vei mai fi ispitit. Doamne, ajută-ne și fii cu noi. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.